Bun găsit la știri sorburii, care sunt cele mai importante evenimente din Bașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurii. Încep măsurătorile pentru modernizarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare din Pașcani. Astăzi, mai mulți reprezentanți ai Arsacii, Sapa Vital, alături de conducerea primăriei Pașcani, au discutat și mers pe teren pentru a vedea cu exactitate unde se vor face lucrările. Oamenii de pe aerodrom, cartierul de lux din Pașcani, s-au arătat surprinși de vizită și spun că nu mai cred nimic până nu văd că se face ceva. Întâlnire importantă pentru viitorul Pașcanului. Astăzi o delegație numeroasă de la firma de consultanță care se ocupă de implementarea proiectului de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și canalizare din municipiu, împreună cu cei din conducerea operatorului Apa Vital, s-au întâlnit cu reprezentanții administrației locale. Astăzi am avut o întâlnire cu firma de consultanță care a câștigat licitația privind asistența tehnică pe programul de finanțare post-mediu 2 pentru apă canalizare. Contractul s-a semnat cu câteva zile înainte de către Serviciul de Apă Apa Vital. Și eu am insistat să avem o primă întâlnire pentru a ne cunoaște și pentru a stabili modul de lucru în continuare. Firma care a câștigat licitația se numește Eptisa. Pare mi se că e firma care a câștigat licitația și a avut consultanța și pe post mediu 1, deci pe investițiile care s-au realizat în județul Iași, pe area de operare a serviciului Apa Vital. În cadrul discuțiilor au fost prezentate principalele obiective de investiții și etapele care urmează să fie parcurse de specialiști. Deci această firmă va întocmi, după ce vor culege toate datele și vor face măsurătorile, vor pregăti studii de fezabilitate, după care se va încheia contractul de finanțare, ulterior se va face proiectul tehnic. Și după ce se face proiectul tehnic, tot această firmă va monitoriza procedurile de achiziție pentru contractele de lucrări. După ce se încheie contractele de lucrări, această firmă va monitoriza implementarea acestor proiecte, privind, deci vor avea ca și atribuții în ceea ce privește publicitatea, deci informarea cetățenilor în ceea ce privește asistența tehnică în derularea proiectului. După o oră de discuții tehnice, delegația s-a deplasat la fața locului pentru început în cartierul Aerodrom, acolo unde urmează să fie schimbate sau extinse rețelele de apă și canalizare. Este vorba despre 75 de kilometri de conducte, investițiile estimate la 13 milioane de euro fiind finanțate de Uniunea Europeană. După cum știți, în programul POIM avem prevăzute 13 milioane de euro care pot fi accesate de către municipiul Pașcani prin intermediul operatorului de apă. În acest sens a fost demarat un program multianual pentru dezvoltarea și extinderea rețelelor prin intermediul acestor fonduri externe, care are o durată din 2014 până în 2020. Deja au trecut 2 ani, dar în momentul de față am ajuns în situația să avem contractat cu consultantul tehnic, să avem un contract cu consultantul tehnic, acesta fiind fundamentul pe care se vor clădi celelalte contracte de lucrări. În sensul că, având consultant, putem întocmi atât proiectele, putem întocmi caietele de sarcini și pregăti contracte de lucrări în vederea licitării. Pentru municipiul Pașcani este vorba de 75 de kilometri de rețele de apă și de canalizare, unele reabilitate, altele modernizate, altele extinse, deci dezvoltat sistemul. Ce se întâmplă astăzi? Astăzi, consultantul tehnic a venit să ia contact cu autoritățile locale. Este vorba de prima întâlnire, ieri a avut loc lansarea contractului, este prima zi de contract a consultantului tehnic, în a doua zi deja s-a prezentat la Pașcani, urmând să se deplaseze și la sediul celorlalte autorități locale pe raza cărora se vor desfășura contracte de lucrări.
Pe lângă fondurile europene, Șeapa Vital va contribui cu aproape 6 milioane de lei din bugetul societății pentru realizarea unor investiții la rețelele de apă. În câteva zile reîncep lucrările de extindere în suburbia Blăgești și se lucrează deja la schimbarea branșamentelor în zona vale. Pașcaniu, în special suburbiile și zonele limitrofe, sunt într-un deficit de sistem de apă și de canalizare care trebuie completat. El poate fi completat doar ori din fonduri interne ale primăriei, care bineînțeles se colectează tot din taxe și din impozite, sau prin intermediul unui operator. La rândul lui, operatorul poate să furnizeze aceste dezvoltări ale sistemelor din resurse proprii și din fonduri externe. Având o cifră suficient de mare prevăzută pentru anul 2016-2017 din fonduri interne, și anume 5,2 milioane, deci numai din fondurile interne ale operatorului, și de 13 milioane de euro din fondurile externe, putem spune că la sfârșitul implementării acestor proiecte și din această cooperare între APA Vital și primărie va rezulta o infrastructură modernă care să permită pășcăneanului să-și ducă viața în condiții cât mai civilizate, obținând un spor de confort față de ce avem în momentul de față. Reprezentanții firmei de consultanță spun că au venit la fața locului pentru a se asigura că investițiile vor fi făcute doar pe domeniul public și că nu vor fi probleme cu predarea amplasamentelor. Este toată zona centrală plus toate comunele limitrofe. În principal se urmărește reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare. Știți că sunt unele conducte care au durata de viață expirată. Există de asemenea foarte multe conducte care au pierderi. Se urmărește prin programul pe care îl vom implementa noi, pe de o parte să îmbunătățim calitatea apei care este livrată la consumator, iar pe de altă parte să micșorăm pierderile de apă din rețele, simultan cu micșorarea infiltrațiilor care intră în conductele de canalizare. Deci este o parte care se referă la confort, la tot ce înseamnă serviciile furnizate consumatorilor, și este o altă parte care se referă strict tehnic la diminuarea infiltrațiilor și creșterea eficientizarea sistemului de alimentare cu apă. Este vorba de pregătirea proiectelor. În pregătirea proiectelor este obligatoriu necesară și cooperarea cu autoritățile locale, în sensul evidențierii pe planurile care sunt întocmite a zonelor în care se vor fi amplasamentele lucrărilor, ele fiind în mod obligatoriu necesar a se desfășura pe domeniul public și nu pe domeniul privat. Doar din colaborarea acestei instituții cu autoritatea locală, acestei societăți cu autoritatea locală, a consultantului tehnic, mă refer, pot rezulta amplasamente care să nu fie viciate de tot felul de probleme care se ducă ulterior la întârzierea lucrărilor. Mai mult decât atât, s-au luat contact, s-au stabilit și în cadrul primăriei persoanele care vor lua legătura în mod permanent cu consultantul tehnic, întrucât aceste contacte sunt necesare zilnic, dacă nu săptămânal, pentru a putea rezulta un proiect bine întocmit, care în faza de execuție să nu mai suporte niciun fel de complicații. Urmează măsurătorile, realizarea proiectelor tehnice și a studiilor de fezabilitate, apoi organizarea licitațiilor și încheierea contractelor de execuție și finanțare. Investiția trebuie finalizată în maximum 72 de luni. Prima etapă se desfășoară pe 14 luni și conține un studiu de fezabilitate la nivel regional, deoarece APA Vital este un operator regional pe tot județul Iași. Simultan cu documentele suport pentru aplicația de finanțare, respectiv pentru studiul de fezabilitate, vom întocmi și documentațiile de atribuire pentru contractele de lucrări, urmând ca în partea finală a primei etape să asigurăm și sprijin către operator pentru tot ce înseamnă derularea procesului de evaluare a ofertelor pe care le vor depune viitorii antreprenori. Odată finalizată această activitate, desemnarea contractului de finanțare și desemnarea contractelor de lucrări, se trece la implementarea propriu-zisă a contractelor de lucrări, perioadă care va dura în principiu între 36 și 48 de luni. Să sperăm că după 2020 contractele de lucrări vor fi deja implementate și ne vom putea bucura de tot confortul pe care îl vor avea cetățenii județului Iași prin finanțarea europeană.
Oamenii din cartierul Aerodrom nu mai cred, chiar dacă au văzut cu ochilor demersurile de astăzi, că vor avea rețele de apă și canalizare. Zona considerată de lux, presărată de vilele VIP-urilor locale, nu are canalizare, iar rețelele de apă sunt improvizate. Bine, eu știam, canalizarea e vorba să se facă de mulți ani. Adică planuri, sunt convinsă că sunt multe planuri, sunt acum, așteptăm să se realizeze. E un cartier important, nu? Nu cu apă chioară. Menționăm că Pașcanul poate beneficia de cele 13 milioane de euro din fonduri europene după ce a aderat la Asociația Județeană Arsacis, iar serviciile de apă și canalizare au fost delegate operatorului Ieșean. Consilierii PNL și ALDE au propus organizarea unui referendum anti-apa vital, în urma căruia Pașcanul ar fi putut să piardă aceste investiții. Inițiativa nu a fost aprobată pentru că nu a întrunit suficiente voturi. Deputatul PNL Grigore Crăciunescu a fost condamnat definitiv luni de Înalta Curte de Casație și Justiție la un an și 10 luni de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese, el fiind acuzat că a acordat pe vremea când era primar al municipiului Pașcani contracte unor firme în care fiul său era acționar principal sau administrator. PNL Iași a anunțat că deputatul Grigore Crăciunescu nu mai este membru al organizației, fiind aplicate automat prevederile statutului partidului privind integritatea membrilor de partid. Deputatul pășcănean Grigore Crăciunescu a fost exclus din PNL. El și-a pierdut calitatea de membru al partidului conform prevederilor statutare după ce decizia sa de condamnare pentru conflict de interese a rămas definitivă. Având în vedere decizia definitivă a Înaltei Curții de Casație și Justiție de astăzi, prin care deputatul Grigore Crăciunescu a fost condamnat la o pedeapsă de un an și 10 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei, organizația județeană PNL Iași a luat act de încetarea calității de membru acestuia conform statutului Partidului Național Liberal, se arată în comunicatul remis presei de organizația PNL Iași. Fostul primar al Pașcanului fusese inițial condamnat la o pedeapsă de 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare și interzicerea unor drepturi, printre care și cel de a mai candida pentru funcții publice. Parlamentarul a făcut apel împotriva deciziei, iar în cursul zilei de ieri, judecătorii Înaltei Curții de Casație și Justiție i-au redus pedeapsa cu 8 luni și au ridicat interdicția de a nu mai candida. Grigore Crăciunescu nu a putut fi contactat telefonic pentru un punct de vedere. Menționăm că procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție l-au trimis în judecată pe deputatul PNL în octombrie 2013 pentru conflict de interese. Potrivit rechizitorului în calitate de edil al municipiului Pașcani, a perfectat 9 acte juridice cu societăți comerciale al căror reprezentant legal era fiul său, realizându-se astfel un folos material pentru aceasta la diferite intervale de timp. Crăciunescu a și activat într-una dintre aceste firme până la momentul dobândirii calității de primar. În perioada 2008-2012, Grigore Crăciunescu a fost primar al municipiului Pașcani, iar în decembrie 2012 a obținut un mandat de deputat pe listele USL. 10 de locuri libere la școlile din județ pentru clasa 0. Listele au fost făcute publice și pot fi consultate și pe site-ul bit.tv.info, iar începând de mâine dimineață până pe 8 aprilie va avea loc cea de-a doua etapă de înscriere pentru copiii care au rămas fără loc din cauza opțiunilor părinților care i-au înscris la o altă școală decât cea de circumscripție și unde nu au mai fost locuri, dar și pentru cei care nu au participat deloc la prima etapă. Peste 100 de locuri disponibile au rămas pentru cea de-a doua etapă de înscriere în clasa 0. De exemplu, la școlile din Găștești sunt 8 locuri, la Hălăucești 6, iar la Hârlău 7. Și la Heleștene au rămas disponibile 6 locuri pentru Plichindei. De asemenea, și la școlile din comuna Lespes, pentru a doua etapă, au rămas libere 7 locuri. În Pașcani, la Liceul Tehnologic Nicolae Iorga, au rămas libere 11 locuri, la Iordache Cantacuzino 10 locuri, la Mihai Busioc 5 locuri, la Lunca Pașcani sunt 5 locuri libere, iar la școala din Blăgești 2 locuri, la fel ca și la școala din Ruginoasa. La școlile din Scobinț au rămas libere 3 locuri, la Sirețel sunt 11, iar în comuna Stolnicem-Prăjescu 15. Târgu Frumos mai așteaptă pentru completarea clasei 15 prin Chindei. La Tătăruș 2 micuți sunt așteptați să se înscrie în clasa 0. În comuna Todirești mai sunt disponibile 13 locuri împărțite la școlile gimnaziale din sate. La școala din Topile sunt libere 7 locuri, la Valea Seacă
1 și la vânători 17 locuri. Pe 15 aprilie se vor afișa listele finale ale repartizării și înmatriculărilor. De pe 19 și până pe 22 aprilie, inspectoratul va soluționa problemele celor care, în urma celor două etape de înscriere, nu au fost înscriși la nicio școală. Părinții pot apela în continuare la telefonul verde al Inspectoratului Școlar Județean pentru detalii și informații legate de înscrieri 0800 816 232. 15 tineri talentați și pasionați de web design și IT networking au ajuns în Germania, acolo unde pe parcursul a două săptămâni au impresionat conducerea unei firme de profil cu eficacitatea, talentul și seriozitatea de care au dat dovadă. Ei sunt elevi în clasa 11 la Colegiul Satoveanu din Pașcani și au ajuns într-un oraș nemțesc după ce au fost incluși într-un proiect Erasmus accesat de profesorul Angela Cășoriu. Câțiva elevi din Pașcani au uimit angajații și conducerea unei firme de web design și IT networking din Dresda, un oraș din Germania, după ce pe parcursul a două săptămâni au participat la un stagiu de pregătire, acolo unde au avut ocazia să-și pună în practică cunoștințele dobândite la școală, dar și alte proiecte. Cei 15 tineri, elevi la Colegiul Sadoveanu în clasa 11 la profilul Mate Info, au reușit să ducă sarcinile la bun sfârșit cu mult înainte de termen. Cel puțin în prima zi, mentorul care era cu ei, la ora 1 terminat tot ce și-au propus pentru audiența. Și propuneți până la 3. Sabine este unul dintre participanții la stagiul de practică, ce a avut loc în perioada 6-26 martie. Împreună cu cei din echipă au făcut mai multe site-uri de promovare. După această perioadă de muncă în străinătate, el este decis că asta trebuie să facă pe viitor. Echipa din care am făcut o parte a făcut un site care prezenta orașul nostru, orașul Pașcani. Altă echipă a prezentat echipa de fotbal al orașului Pașcani. Altă echipă a făcut un site prin care elevii din școala noastră puteau să-și vândă produsele handmade. O altă echipă a făcut un site pentru elevii care vor să dea la medicină, în care prezenta corpul uman și erau și diferite chestii care ajutau pentru admiterea la medicină. Am văzut și m-a ajutat să mă decid dacă cu siguranță voi merge pe acest domeniu. Și cred că, da, acesta este domeniul pe care o să-l aleg după această experiență, sunt 100% sigur. Carieră în domeniul IT vrea să facă și Radu, nu în țară, ci în străinătate, pentru că acolo s-ar putea dezvolta mult mai mult. În cadrul acestui proiect a avut ocazia să-și exerseze și cunoștințele de limbi străine, engleză și germană. Sunt bucuros că am avut ocazia să lucrez într-un astfel de domeniu, în domeniul IT, lucru care m-a ajutat de asemenea să mă decid în vederea viitoarei mele cariere. Și mă bucur de asemenea că am avut ocazia să-mi exersez cunoștințele de engleză, în primul rând, și germană. Deși nu e la prima participare într-un asemenea proiect, Adina spune că practica în domeniul IT, mai ales într-o firmă de renume, o ajută foarte mult. În următoarea perioadă, ea va participa la Olimpiada de Informatică, acolo unde are posibilitatea să arate tot ce a învățat. Tânăra spune că după ce a văzut cum se lucrează, ea se va orienta spre o carieră în acest domeniu. Am învățat și noțiuni noi, care îmi vor fi de folos și în viitor, pentru că vreau să urmez o carieră în domeniul IT. Instructorul a fost mulțumit de munca pe care am depus-o, pentru că ne-am îndeplinit sarcinile cu brio. După 6 ore de muncă, elevii și cei doi profesori însoțitori au avut și un program de vizită a orașului Dresda, cu o populație de circa 500.000 de locuitori. De pe listă nu au lipsit monumentele istorice, muzeele, dar și centrul orașului sau fabrica Volkswagen. De la interacțiune la nivel cultural, pentru că au vizitat diverse locuri, în special muzee, Dresda fiind un oraș ce posedă foarte multe muzee, cu multe repere, și apoi a existat și un program la dispoziția noastră în care ne-am plimbat prin locurile mai reprezentative, am interacționat cu diverse persoane. Impresionat de frumusețea orașului, dar mai ales de Muzeul de Istorie Militară, a fost și Silviu. După această experiență, el spune că expresia "nemții sunt corecți" se și aplică. În perioada stagiului am vizitat Muzeul de Istorie Militară, unul dintre cele mai renumite muzee din Europa. Acolo ne-a fost prezentată o parte din istoria armatei germane,
cât și anumite aplicații, foste aplicații militare, care astăzi sunt folosite de civili. Coordonatoarea proiectului Erasmus Plus, experiență europeană în web design și IT networking, este profesorul Angela Cășeriu, cea care de-a lungul anilor a accesat mai multe proiecte cu finanțare europeană. Și anul ăsta la Colegiul Sadoveanu s-a derulat un proiect cu finanțare europeană, este vorba despre un proiect Erasmus, experiență europeană în web design și IT networking. Partenerul pe care l-am avut din Germania, VBS Training, a fost un partener care ne-a ajutat foarte mult să derulăm în bune condiții proiectul. În cadrul acestor stagii, elevii din Pașcani au acumulat cunoștințe bazate pe noțiuni de web design și IT networking, să securizeze o rețea și să folosească limbajele de programare. A presupus frecventarea de către elevi a unui stagiu de practică, în care aceștia au fost învățați cum să elaboreze un site, cum să asigure securitatea rețelelor de internet. Mai mult, la finalul întâlnirii au primit un certificat Europass, ce ajută la angajare sau la atestatul final din clasa 12-a, menționând că transportul, cazarea, masa au fost asigurate din fonduri europene. Adolescenții din municipiu s-au făcut remarcați la Iași. Diploma Newton, Jules Verne și chiar premiul cel mare Ștefan Procopiu au ajuns la școala gimnazială Ortache Cantacuzino din Pașcani. Elevii din Pașcani au obținut premii importante la concursul Ștefan Procopiu, ediția 19-a. De la școala gimnazială Ortache Cantacuzino au participat 21 de elevi, din clasele 6-8, la toate cele trei secțiuni ale competiției, lucrări scrise, tehnici, de laborator și compoziții pe teme științifice. Activitatea a avut loc sâmbătă la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași. Cu elevii școlii noastre la concursul de fizică Ștefan Procopiu, faza județeană, aflat desfășurându-se în anul acesta 19-a ediție. Concursul a avut loc la Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași, locul de desfășurare aducând, zic eu, un plus de prestanță acestui concurs. Copiii au fost pregătiți și, ca dovadă că s-au pregătit, au obținut și premii. 12 premii au fost pentru elevii din municipiu la subsecțiunea arte plastice, unde tinerii au expus teme științifice pe planșe de desen. Am participat la secțiunea compoziții pe teme științifice. Această secțiune are mai multe subsecțiuni. Noi am participat la arte plastică. Am colaborat cu doamna profesoară de fizică pentru realizarea referatelor pe care urmau să le prezinte elevii. Am obținut 12 premii, urmând ca săptămâna viitoare să aflăm și propunerile pentru etapa națională. Cel mai important premiu al concursului a fost câștigat de Ștefan Cataru și Iulia Dorogoi. Ambii elevi în clasa 7-a au obținut 86 de puncte din 90, ceea ce le-a adus titlul de cei mai buni la secțiunea la care au participat, obținând astfel diploma Ștefan Procopiu. Ne-am bătut creierii ca să obținem ceva bun. Și ce ați obținut? Premiul întâi Procopiu, 86 de puncte din 90. Suntem foarte mândri de premiul ăsta, că e prima dată când am obținut Procopiu pe județ și sperăm să luăm mai mult la națională anul ăsta. Și la lucrări scrise, elevii pășcăneni au obținut premii importante. Doi elevi din clasa a 7 au obținut diploma Newton. Victor Mormeci a prezentat modul în care înțelege încălzirea globală prin artă. Ideea i-a adus tânărului diploma Jules Verne. Acesta speră ca la etapa națională să fie pe primul loc. Ambii am participat la secțiunea de lucrări scrise, ambii pe locul 3. Eu am primit diploma Newton și el... Tot la fel. Și nu știu, cred că cea mai mare problema mea este neatenția, că puteam obține mai mult, probabil. Și dacă s-a putut atât, se poate și mai mult. Lucrarea mea s-a intitulat Încălzirea globală. Am fost bucuros să reprezint școala, încât am luat un punctaj destul de bun, 76 de puncte, fiind locul 11 la compoziții și cel mai mare punctaj la compoziții plastice din oraș. De unde e ideea asta de încălzire globală? A fost ideea ta sau a doamnei profesoare? Nu, a fost ideea mea. Am întrebat-o numai pe doamna profesoară dacă este o tematică destul de bună. Și până la urmă am obținut un punctaj bun
luând diploma Jules Verne pentru originalitate, mesaj stilistic și sper să la națională să am un punctaj mai bun și o diplomă mai mare, ca și cum, de exemplu, Procopiu sau Einstein, habar n-am. Depinde. Etapa națională a concursului Ștefan Procopiu va avea loc pe 16-17 aprilie. Ca principale teme abordate vor fi electricitatea și magnetismul. La concurs au participat elevi din toate școlile din municipiu. Străzile din Hârlău vor fi plombate, iar trotoarele și parcările modernizate. Proiectele se află pe ordinea de zi la ședința programată pentru acest sfârșit de săptămână. Aleșii locali din Hârlău se vor întâlni într-o nouă ședință ordinară aferentă lunii martie, joi 31 martie, începând cu ora 15, în sala de ședințe de la primărie. Pe ordinea de zi se află 15 proiecte care vor fi supuse votului consilierilor. În data de 31.03.2016, la ora 15, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Hârlău. Printre cele mai importante proiecte dezbătute se află aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea trotuarului și parcările din fața Căminului Cultural din Pârcovaci, precum și plombarea străzilor dintre blocuri, zona bloc 22. Principalele puncte pe ordine de zi sunt informare privind intenția de vânzare a acțiunilor deținute de Societatea Comercială Gaz Nord-Est S.A. Hârlău de către orașul Flămânzi. Un alt punct, proiect de hotărâre privind organizarea, evaluare, managementul instituției publice de cultură aflată în subordinea Consiliului Local Hârlău. Un alt punct este proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția reabilitare trotuar și parcare zona Pârcovaci, zona Căminul, în față la Căminul Cultural la Pârcovaci. Un alt proiect de hotărâre este proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind asfaltarea căi acces între blocurile 22. Și tinerii care au solicitat terenuri să-și construiască locuința vor afla în urma acestei ședințe unde sunt situate loturile care li se vor atribui. Un ultim punct pe ordinea de zi este reprezentat de rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. Un alt proiect este proiect de hotărâre privind soluționarea unui număr de două cereri pentru atribuirea de terenuri conform legii numărul 15 din 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală. Și mai avem ultimul punct, proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli orașului Hârlău pe anul 2016. Reamintim că în ședința ordinară de pe 25 februarie a fost făcută o informare privind locuințele ANL și s-au stabilit lucrările de reparație și întreținere a drumului comunal 150 Pârcovaci. Peste 30 de elevi și profesori de la școala gimnazială din Delen își prezintă vineri, începând cu ora 12.30 la Căminul Cultural din localitate, activitățile desfășurate în cadrul proiectului Erasmus. Activitățile au început în septembrie anul trecut, iar în cadrul acestor atât copiii cât și cadrele didactice au putut face schimb de experiență cu tineri din Bulgaria, Italia, iar luna viitoare vor ajunge în Grecia. Prin acțiunile desfășurate se dorește învățarea școlarilor cu alte culturi și civilizații, dorind în acest fel combaterea rasismului. Vineri are loc prezentarea proiectului în sine pentru majoritatea școlilor care îi invităm pentru a putea face o diseminare a proiectului, mai exact. Asta include și contractul cu Agenția Națională. Proiectul se numește My Nationality is Human. Noi l-am tradus Naționalitatea mea e omul. Și per ansamblu dorește să învețe pe copii ce înseamnă să nu fii rasist, din toate punctele de vedere. Printre activitățile desfășurate de copii se numără și crearea unui club al umanității, unde tinerii află drepturile care le au, dar și responsabilitățile. O altă activitate este lansarea unei cărți cu circulație internațională de povești ale copiilor, care va fi tradusă în limbile țărilor partenere în proiect. La școală s-a înființat Clubul Umanității, în care copiii, cei care fac parte din proiect, le s-au vorbit despre drepturile lor, care le au, ca și copii, dar și responsabilități, iar toți acești copii, la rândul lor, vor răspunde întrebărilor care le au colegii din clasa lor.
s-a făcut o carticică, un buclet cu povești ale copiilor, iar acesta a fost printat internațional, va apărea în toate cele 5 țări participante. Și când majoritatea activităților sunt în cadrul Clubului Umanității, acolo tot sunt anumite teme pe care se discută. Prezentarea proiectului va fi presărată cu momente artistice. Alături de România, parte din proiect, sunt școli din Bulgaria, Italia, Grecia și Letonia, iar perioada de desfășurare este septembrie 2015-august 2017. 19 proiecte se află pe ordinea de zi a consilierilor locali din Târgu Frumos. Unul dintre ele face referire la tichetele sociale pe care le vor primi persoanele defavorizate pentru a avea ce cumpăra și pune pe masa de Sfintele Sărbători Pascale. O nouă ședință ordinară la Târgu Frumos, unde aleșii locali vor dezbate și vota 19 proiecte de pe ordinea de zi. Întrunirea din această lună este programată pentru ziua de joi, 31 martie, de la ora 15, în sala de ședințe a sediului administrației locale. Ședința ordinară de Consiliul Local a lunii martie va avea loc joi, 31 martie, în sala mică a primăriei din Târgu Frumos. Pe ordinea de zi sunt 19 puncte. Printre proiectele cele mai importante se află aprobarea sumei de bani din bugetul local pentru tichete sociale ce vor fi dăruite familiilor defavorizate în perioada sărbătorilor, alocarea unei sume de bani pentru elevii unei școli din oraș pentru a participa la competițiile de Scrabble programate luna aprilie, dar și modificarea componenței Consiliului Administrativ al Spitalului de Boli Cronice Sfântul Ioan. Proiectul de hotărâre 166 privind aprobarea acordării sumei de 100.000 de lei pentru participarea la programul de prestații sociale acordate sub forma de etichete sociale cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști 2016. Proiectul numărul 168 privind aprobarea acordării unui sprijin financiar elevilor școlii gimnaziale Arbiții Brăileanu pentru participarea la concursuri și competiții sportive organizate în luna aprilie 2016, și anume campionatul de Scrabble, care va avea loc în municipiul Botoșani, în perioada 21-23 aprilie, suma propusă pentru acordare fiind de 1.800 de lei, și Olimpiada Sportului Școlar, fază zonală, care va avea loc la Suceava în perioada 8-10 aprilie 2016, suma propusă fiind de... Alte proiecte ce vor fi regăsite pe ordinea de zi sunt alegerea președintelui de ședință pentru trimestrul 2, concesionări și licitații terenuri situate în orașul Târgu Frumos. Cum a învățat pisica să-mi iaune? Răspunsul îl veți găsi dacă mergeți la teatru duminica, acolo unde 8 actori vă așteaptă în costume, decoruri și lumini aranjate frumos să-i urmăriți în premiera piesei de teatru pusă la punct de regizorul din Republica Moldova, Aliona Gâtlan. Evenimentul are loc în sala de spectacole a Casei de Cultură Mihail Sadovean. Avem copii talentați în Pașcani. Câțiva dintre ei vor urca pe scenă în premiera spectacolului Cum a învățat pisica să-mi iaune. Așadar, duminică 3 aprilie, începând cu ora 11, cât mai mulți spectatori sunt așteptați pentru a urmări piesa de teatru. Prețul unui bilet este de 5 lei de persoană și se poate achiziționa de la casa de bilete, de la intrarea în instituție sau de la Samir Marcu. Duminică 3 aprilie, începând cu ora 11, în sala de spectacole a Casei de Cultură. Prețul unui bilet este modic, este 5 lei, dar sunt și la noi cheltuieli legate de costume, legate de tot ce presupune o piesă de teatru. Trupa de teatru Prometeu este compusă din copiii din municipiu și nu numai, iar cel mai tânăr membru are 6 ani. De ei se ocupă regizorul din Republica Moldova, Aliona Gâtlan. Prichindei sunt așteptați alături de părinți la spectacolul, la premiera spectacolului Cum a învățat pisicuța să-mi iaune. Este vorba de proiectul teatrului Prometeu, care anul acesta și-a definitivat și cea de-a doua trupă, adică Prichindeii. Vorbim despre copii, despre actori care au fetița cea mai mică, personajul principal are 6 ani, iar cei mai mari au 11 ani. În roluri vor juca Maria Roman, personajul principal, pisicuța, Rareș Huci, cățelul, Sara Himinciuc, bufnița, Ștefan Cotilici, ursul, Enia Alexa, cocoșelul, Maria Miron, mama pisicii, Miruna Vasile, broasca, Delia Bolobiță, fluturașul, regizor Aliona Gâtlan.
Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit pentru a urmări programul nostru. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurim pe site-ul bittv.info, acolo unde veți găsi și publicitate și anunțuri. Materialele video le găsiți pe canalul de YouTube cu același nume. Suntem și pe Facebook. Sunt Ana Osuleasa și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Numai bine! Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Miercuri vremea va deveni caldă pentru sfârșitul lunii martie, cerul va fi variabil cu norări temporare în regiunile nordice, unde local va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări pe crestele montane. Temperaturile se vor încadra între 13 și 14 grade în depresiuni și 21-22 de grade în Oltenia, Muntenia și în sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 și 11 grade, cu temperatură de până la 15 grade în județul nostru, în județul Iași. În zonele joase, izolația va semnala ceața. Ajungem și în Pașcani, unde primăvara își ia rolul în serios și ne încălzește cu o temperatură de până la 15 grade, ce se va resimți ca una de 17 grade Celsius. Vremea va fi frumoasă, cerul însorit și nici urmă de precipitații. Atât pentru asta, sunt Ana Maria Ipate și vă aștept și mâine pentru mai multe informații meteo. Numai bine!